Start recording. Bună ziua, dragii mei, bine ați revenit la Sunlex Gaming. Uh, mulțumesc tuturor că mi-ați dat o susținere aici, o subscriere. Mulțumesc mult de tot. Dacă n-ați făcut-o până acum, vă rog să o faceți. Astăzi o să facem un nou tutorial, tot ca ăsta precedent, doar că de data asta cu 5M. Evident, intrați frumos pe și căutați 5M. Enter. Și ăsta va fi primul rezultat, da? luați frumos rezultatul de aici. A? Dacă nu aveți cont aici, trebuie să vă faceți cont. Dacă aveți, conectați-vă. Dar eu presupun că nu aveți mulți dintre voi. Undeva aici trebuie să dați uh, download client, acceptați, accept, da? În curând o să se downloadezi, eu o să-l downloadez de dragul de a-l downloada, îl am, dar îl mai downloadăm o dată. Deci uite ia. o să-l aveți aici frumos, da? După aia veniți frumos, deschideți unde s o downloadat în download-urile voastre. Cazul meu e aici și dați dublu click. Eu l-am instalat, deci e posibil să e posibil să l să -l regen, să mi deschidă jocul. Dar, da, exact cum am zis eu, o să mi jocul. Fiți atenți. Înainte să faceți toată chestia asta, trebuie să vă asigurați că aveți GTA 5 instalat în computer, da? Dacă l-aveți pe Steam, o instalați de pe Steam. Dacă îl aveți pe Epic Games ca mini, îl instalați pe Epic Games. Deci, vă asigurați că jocul e instalat. stați l aici, GTA 5, da? Să fie instalat. Ce o să se întâmple? După ce downloadați 5M-ul, când rulați executabilul ăla, o să vă ceară să vă duceți în folderul de, 5, uh, de GTA 5. Deci, unde aveți voi... Am o idee. Stați așa. Pun, pun, pauză, stați așa. O să dau de la început și o să dezinstalez eu, să-l instalez din nou, să vedeți cum. Stați așa. Bun, am revenit. Deci acum am dezinstalat ăla. Mii mi, -mi s-a instalat 5M. -ul. Dau frumos dublu click pe el. Deci l-am downloadat, cum l-ați downloadat și voi. Intrăm frumos, dăm dublu click să-l executăm. Așa. Nu uitați, dacă n-ați dat până acum, subscribe, să dați ca să mă susțineți. Și de aici vă uitați și vă asigurați că intrați în, în folderul unde ați instalat GTA 5. În cazul meu, uite, computerul meu, local DISC, program file, Epic Games, GTA 5. Voi îl, îl, căutați exact unde l-ați instalat. Știți voi unde l-ați instalat. Și puneți executabilul, da? Stați open și acum 5M o să se rulezi și o să-și facă instalul cu executabilul de GTA 5 este foarte important ca GTA 5 să fie original. Deci nu aveți voi cu vrăjeală, cu DP, uh, DP uh, interweb, DP pagine aurii, știți voi ce zic eu. Bun. Și zici, local game 5 data is outdated. Trebuie să-i facem update. Și facem yes. Și acum să mai downloadează un alta, depinzând de viteza voastră de internet. Ăsta se instalează. Nu uitați, abonare la canal și clonțopel. Aici eșa frumos, clonțopel, ca să vină notificările când mai băgăm câte un, câte un video. Când atingem pragul de 500 de subscriberi, o să încep să fac live și pe YouTube, ca să fie totul bine. Așa. Acum, s-o instala nebunia. În principiu, ar trebui să avem... Uite-l. Hai, Uite-l cum se rulează, da? Plăniță. Și de fiecare dată când intrați pe 5M trebuie să vă asigurați că aveți stimul pornit. Este foarte important, da? Stimul trebuie pornit. Ta -na -ta -ta. Chiar dacă aveți jocul prin Epic, chiar dacă aveți jocul prin Steam, stimul trebuie pornit. Intrați aici, dați frumos, ai accept, etc. Ale, alea. Aici eu o să mă loghez, nu vă arăt pentru că așa e în tenis, dar eu mă loghez frumos aici cu ID-ul meu. Nu vă arăt, nu vă arăt, mă, nu vă mă și după ce ne-am logat aici, ne ducem la joacă, da? Alegem aici, spre exemplu, F, T. uitați la aici frumos, 384 din așa, îl puneți la favorite dacă vreți, ca să fie mai ușor de găsit și vă conectați, mă, dragilor. Ia, hai din vedem dacă mai are. Da, na, na, na. Local 5M game data is out dăm de, de, fiecare dată dăm da aici, că o să ne bagi în joc. Și acum aș da azi își downloadează neces necesarile pentru serverul respectiv pe care veți intra voi. În momentul în care îți faci 100% aici, o să intrați în joc. Bun. Astea fiind spus, dragii mei, atât ai. Ăsta e tutorialul. O să pun linkurile necesare în comentarii acolo jos și la informații. Dacă v-a plăcut, dați acolo subscrieri, nu uitați. Trimiteți la prietenii voștri care vor și ei să joace FIVM, că așa e frumos. Nu fiți egoiști, mă. Așa? Și cam atât. Uite aici pornești. Și tot este în regulă. Vă pup, numai bine, sănătate și virtutii, să aveți bani, să aveți și... Ci... Ha! <fie> glumesc! Vă pup numai bine, sărbători fecilite, pa! pa.